venit de sus dintr-întreg popor. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Nu în case împărătești, nu în sărbătoare, a fost primit de Emanuel, ce aducea iertare. Ci într-un simplu grajd, într-o noapte sfântă, a venit Domnul Iisus și toți ai să-i ascântă. Un împărat, un salvator, va veni de sus pentru-ntreg popor. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Chiar și astăzi sunt pe cer stele mii și mii, dar niciuna măcar acum nu va străluci ca cea din Betleem, ce s-a înălțat la porunca Domnului spre miela luminat. Un împărat, un salvator, va veni de sus pentru-ntreg popor. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Slavă doar lui Dumnezeu în locuri prea înalte, și pace pe pământ între cei plăcuți lui. Slavă doar lui Dumnezeu în locuri prea înalte, și pace pe pământ între cei plăcuți lui. Un împărat, va veni de sus pentru-ntreg popor. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profețit. Această promisiune astăzi s-a împlinit. El s-a întrupat, mielul profeției.